m-a depășit adineauri și am observat șoferul de autocar nou fumează și vorbește la telefon, dar e adevărat că e cu căști fără fir, dar fumează și otrăvește pasagerii. Interzis. Își otrăvește pasagerii și pune în pericol autocarul nou cumpărat de STB, de Primăria Capitalei cu milioane, de la turci, și că euro 6. Dar e pericol public din cauza irresponsabilității șoferului. Ia să vedem ce face cel din față. Ăsta din față și așteaptă cu minte la rând semaforul. Nici nu fumează, nici nu vorbește la telefon. Bravo! Dar tot aici pe bulevardul Ghencea cineva și-a făcut parcare de avarie pe trotuar și ăștia de la taxi staționează aici când vor ei, chiar dacă opresc unui desenat pistă biciclistică. E firmă de taxi aici care își parchează mașinile și peste drum. Bine, acolo trotuarul pentru oameni e rezervat, dar dincoace e cam greu, trebuie să mergi să le ștergi mașinile. Speed taxi. Încă o mașină pe aceeași rută, 385. Șoferul citește și scrie SMS-uri, dar sper că o face numai la semafor, ca să nu pună în pericol viața pasagerilor transportați în numele Primăriei Capitale. Așa este. Și-a pus telefonul deoparte și așteaptă culoarea verde. Bravo! Să așteptăm împreună!